Andreea Mantea traversează o perioadă destul de tulbure, asta după ce de câteva luni se confruntă cu noi probleme de sănătate. Vedeta le-a spus internauților că trece printr-un adevărat calvar, iar soarele îi face enorm de mult rău, Andreea Mantea s-a confruntat, în ultimii ani, cu mai multe afecțiuni. Totul a început în urma unor speculații potrivit cărora ar fi din nou însărcinată, iar ea, atunci, a precizat că suferă de o afecțiune din cauza căreia pare că are burtică de gravidă. Acum, prezentatoarea TV de la Canal de a primit un verdict neplăcut din partea medicilor și se pare că trebuie să își ia adio de la vacanțele în destinații exotice. Andreea Mantea a dezvăluit că are anumite probleme de sănătate de o perioadă destul de lungă de timp. Astfel, Vedeta a explicat că este alergică la razele ultraviolet, motiv pentru care trebuie să ia măsuri de precauție atunci când soarele își face apariția pe cer. Pare se că vara nu este un motiv de bucurie pentru Andreea Mantea. Care este grijulie și încearcă să se expună cât mai puțin posibil, nu am voie să mă expun la soare pentru că am făcut o alergie fantastică, groaznică, mă ustură pielea de mor. Nu vă arăt mai mult că vă speriați, cam așa reacționez eu la alergii, dar sunt bine acum, a declarat Andreea Mantea, pe contul său de Instagram, la Story, mai mult decât atât, aceasta nu este unica alergie cu care prezentatoarea show-ului Casa Iubirii de la Canal de se confruntă. Andreea Mantea a acuzat și alergii alimentare, care s-au manifestat ca imperfecțiuni ale tenului, am ajuns să fiu alergică la ceapă destul de tare. Nu mai știu când am mâncat ultima dată ceapă. Pe fața mea sunt niște bubițe, au fost foarte mari, toate trei. A mai rămas una mai măricică, nu sunt coșuri, sunt bube. Și am și pe spate și pe mâini, pentru că eu știu la ce sunt alergică și cu toate astea mă încăpățânesc și mănânc exact fructele interzise și mă umplu toată și de pete. Și de bube. Pentru un moment de ăsta de plăcere, stau două săptămâni plină de bube și de pete, a precizat Andreea Mantea în trecut.